Nicolae Tonița, 1886-1940. Nina în verde. Bună ziua, mă numesc Raluca Gheorghiu Culdan și am avut onoarea să o interpretez pe mare actriță Nineta Gusti, nu pe scenă, ci pentru campania Actor de pus în ramă, desfășurată de Teatrul Notara, în colaborare cu Muzeul Național de Artă al României. Nineta Gusti s-a născut în 1913 la Iași, dar a studiat arta dramatică la conservator în București, având-o ca profesoară pe Lucia Sturza Bulandra. De-a lungul timpului a jucat în nenumărate piese de teatru și film, a jucat inclusiv în spectacole în Teatrul Notara, de altfel acolo a și debutat în rolul lui Suzan din Nunta lui Figaro. În copilărie a stat perioade îndelungate la Vălenii de Munte, în casa unchiului său, pictorul Nicolae Tonița. Acolo a și pozat pentru portretul Nina în verde, pe care l-am interpretat pentru această campanie. M-am uitat la tablou și la fotografii mai târzii ale actriței și mi-am dat seama că, dincolo de reprezentarea stilizată a portretului, care este o caracteristică a picturii lui Tonița, portretul păstrează contururile ferme ale sprâncenelor, tunsoarea pe care actrița avea să o păstreze în întreaga ei viață, dar și expresia ochilor și a buzelor, care sunt elemente esențiale în caracterizarea unui chip, a unei personalități. Poziția trunchiului, care este relaxată, alunecată în scaun, cu umerii ușor căzuți, trădează o oarecare plictiseală. Într-un interviu, actrița spunea că plictiseala este o boală și mai spunea că alături de mari actori care au fost parteneri pe scenă, nu avea nevoie de cuvinte, pentru că din ochi, din priviri, înțelegea totul. Mult mai târziu, cronicarul Alexandru Popovici scria despre Nineta Gusti că era un spirituș gata de pozne, uneori nițel cam tristă, alteori ciudată, întotdeauna neașteptată și surprinzătoare în reacțiile de pe scenă. Probabil că pentru acest copil spirituș și pentru ceilalți copii veriei copiii lui Tonița, să stea locului nu era deloc ușor, nici să pozeze. De aici și poziția corpului, care se conturează net pe fundalul încăperii, spătarul scaunului pe care stă Nina și țesăturile colorate care sunt în spatele scaunului, se decupează net pe albul opac al zidului, care este vibrat de urmele vizibile ale pensulei, încărcată cu pastă generos aplicată. Tonița spunea într-un pasaj din scrierile sale că o singură culoare de pe paleta noastră poate fi izvorul unor infinite nuanțe cromatice. Albul strecurat într-o culoare naște o scară cromatică. Privind cu atenție portretul Ninei, suntem surprinși de micile pete de alb care animă bluza verde și care dublează conturul spătarului scaunului și al părului. Portretele de copii, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite părți ale operei lui Tonița, au fost pentru artist o preocupare de lungă durată, care a început la mijlocul anilor 20, perioada în care a fost făcut și portretul Ninei în verde, și lucrări precum Fata pădurarului, Fetița în alb, Catiușa lipoveanca i-au consolidat lui Tonița profilul în lumea culturală interbelică, rămânând repere vizuale importante în arta României. Grigor Zambaccian, unul dintre cei mai importanți critici de artă și colecționari ai lumii interbelice, a fost un mare admirator al lui Tonița. El nota în însemnările sale despre capetele de copii ale artistului că sunt savuros pictate din moliciuni de tușe și frăgezin de ton, figuri răsărind galeșe și roze din rotujini de formă, fără de accente, cu două puncte în loc de ochi,
Cepara se deschide pentru întâia oară, exprimând uimire și inocență. Pe lângă portretul Nina în verde, Zambac Cian a achiziționat și alte lucrări ale lui Tonița, care pot fi văzute astăzi la muzeul Zambac Cian, unde putem regăsi una dintre cele mai consistente colecții de artă ale României.